Iată că ne vedem și astăzi în mijlocul săptămânii lucrătoare. Dați-mi voie să vă transmit salutul meu de mariner. Mamă, parcă-s din schița lui Caragiale. Parcă-s domnul Goe la a doua adolescență. Da, sunteți aici. Subiecte interesante și astăzi. O să discutăm despre depresia la elefanți. O să continuăm vorbind despre noul vecin al Simonei Halep și, în sfârșit, subiectul care dă titlu acestui documentar. Vom vorbi despre mama soacră, așa că așezați-vă comozi în fața micilor monitoare sau marilor device-uri și urmăriți-l pe Nicu Bendea aici pe canal, pe care scrieți comentarii și vă mulțumesc, unde dați și like-uri și vă mulțumesc și vă mulțumesc în primul rând pentru că ați apăsat pe clopoțel și știți, domne, am treabă, nu am, la 10 dimineața îs pe canalul lui Bendea. Dar prima dată vă dau vouă cuvântul. Ia ziceți, ați fost la restaurant, în incinta restaurantelor? Cum e? Mâncare bună ca odinioară, povești mai frumoase ca la terase? Ziceți. În comentarii știu că o să ziceți. Eu încă nu am ajuns, dar când am ajuns, o să caut pe cineva în restaurant. Asta o știu de la domnul profesor Micu de la Politehnic. Am fost la un curs festiv când termina Adi Furdui, vechi prieten de al meu din copilărie, și am fost la cursul lui festiv la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca și, nu știu, conducător de an sau decan de suflet, cum îi zice, era profesorul Micu. Un profesor care trecea drept dur în ochii studenților, spre deosebire de Micuțu, nu comediantul Micuțu, Fiuso, Micu Junior, care vine la spectacole și el e mare profesor acum la Poli. În fine, asta zicea taică-so, că nu, e bine să fii profesor la Politehnică, îndrumi profesor în general, că poți să îndrumi generații întregi, poți să le insufli pasiunea pentru o materie, pentru ceva concret. Dar și atunci, ca și acum, salariile profesorilor nu prea erau mari. Și zicea el, zice, da, săptămâna trecută am fost la restaurant, căutam pe cineva. Ei, s-au deschis restaurantele, urmează și teatrele, ușor, ușor, să facem și noi spectacole în restaurante, că știu că vii dor. Cât e un stand-up comedy mai merge. Un stand-up la timpul lui face cât 10 bancuri citite pe WhatsApp, vă spun eu. Așa. Bun, deci e în regulă și fanii. Suporterii echipelor acum au mers cu Jalba în broțap, cum titra articolul, să fie și ei lăsați pe stadioane. Să fie lăsați pe stadioane ultra și că poate prind între pumn guvidele, guvidu, să ne norocim, și guvidele nu mai are putere. Pleacă din țară și din lume și rămânem cum eram odinioară. Credeți asta? Nu știu, să mai vedem. Am scrie cineva că încă e pe autostradă. Vă întoarceți sau mergeți la mare? Nici dumneavoastră nu mai știți că sunteți în coloană. Pe autostrada soarelui. De fapt, numele ei adevărat ar trebui să fie soarele ei de autostradă. Nu, că te apucă tristețea, te apucă disperarea, stresul, depresia, când stai atâta în coloană. Dar nu numai oamenii au probleme cu stresul. Nu numai oamenii au probleme cu depresia. La o grădină zoologică din Polonia, elefanții au devenit depresivi. Abulici, fără chef, nu-și mai ridicau trompele și atunci angajații de la zoo ce au decis? Să le administreze chiar pe trompă cannabis medicinal, marihuana medicinală, să îi înveselească puțin. Aia veselie, trupă acum elefanții, 10 elefanți se legănau într-un zoo din Polonia. Da. Da, mă gândesc, acum ei stau acolo, e drept că stau în captivitate, dar n-au nicio grijă, n-au de plătit facturi, nu trebuie să-l suporte pe Ciolacu sau pe Orban, stau acolo, dacă au chef să uită la public, dacă nu își întorc spatele, n-au nicio grijă, mâncarea le vine acolo în fața lor, n-au nicio problemă, domnule, habar n-am, nu știu care e faza. Probabil că au vorbind limba aia poloneză și de la de aia s-au deprimat și s-au stresat. Adevărat, cum ar zice Florin Salam, care are o achiziție recentă, un microfon bătut cu pietre Swarovski. Vă dați seama, doamnelor și domnilor, cum e la mă? Salam încrustat cu diamante. E, dacă ar fi așa ceva și în comerț, nu, că s-ar putea, că la un moment dat aia de la muștărilă, de la muștar, vindeau muștar cu un lănțișor de aur în cutie. Cine era norocosul câștiga un lănțișor de aur. Acum să fie salam cu diamante, să ne spargem măselele?
Nu, că Florin Salam a zis că nu mai stă la periferia Bucureștiului, vila lui este de vânzare pentru suma modică de 350.000 de euro. Dacă te gândești că Guță cere pe casă 500.000 de euro, casa lui Salam e un chilipir. La îndemnul proaspetei soții, se vor muta în zona de nord a Bucureștiului, au și găsit o casă unde vor fi vecini cu Simona Halep, Cătălin Botezatu și Ion Țiriac. S-a orientat Salam, adevărat, deci lângă Simona Halep are sport, lângă Botezatu are stil și lângă Ion Țiriac are marafet. Vă dați seama că o să se înțeleagă bine vecinii. Simona dragă, era să zic că ai pus-o acum că îți vine vecin Salam. O să rămână și Salam în pană. Știți cum e în fiecare casă? Mai rămâi fără ulei, fără zahăr, fără făină. Ce faci? Bați la ușă la vecin. Nu mă împrumut și pe mine cu o ceașcă de orez să fac sarmale, că ți-aduc și ție vreo 10 când se termină. Da, Salam o să fie adevărat. Că tot timpul Florin Salam e adevărat. El o să-și pună sistemul cu boxele în terasă, pe terasă, și de acolo o să zică la microfon fonul. Simonico, Simonico, îl ajut pe fratele tău Salam Salam cu un kil de zahăr până la salar, salar? O să nebunească Simona Halep. Poate asta o să o facă să iasă din casă și să meargă pe la turnee. Și acum știrea pe care o așteptați, da, e adevărat, și-a pus soacră mea silicone. Aviz amatorilor, și-a pus soacra silicone. Doamne, o investiție care merită, o investiție care după o vârstă își merită toți banii. Te întinerește, îți crește stima de sine. A, întrebarea voastră e unde și-a pus silicoanele? La ce clinică? Nu la ce clinică, la călcâie. Săraca are călcâiele crăpate și și-a pus silicoane. Ca să-i treacă problema de la călcâie, și-a pus niște manșoane de silicon. Mamă, știți cum calcă pe-n casă? Zici că e o gazelă, nici nu auzi. Intru pe internet, pe calculator, să văd și un film mai nu știu cum, pac, în spatele meu, m-a distrus. Și-a pus soacra silicoane. Adevărat, s-o și mai înălțat. Parcă se uită până în Budapesta să vadă dacă ori da drumul la granițe. Na, acum ce să facem? Și nu s-o opri numai la silicoane. Nu, nu, nu. Își unge călcâile, crăpăturile de la călcâie cu sulfat de argint. Ba dacă Salam, își permite diamante, soacra nu își permite sulfat de argint, dar încolo luăm și sulfat de aur. Nu știu dacă există în chimie, dar de ala luăm. Dragii mei, că toți ziceți de soacre, soacre, soacrele, precum dinozauri, au apărut din cele mai vechi timpuri. Dinozaurii n-au supraviețuit. Soacrele. Și în Noul Testament, la Luca 4, vă rog să deschideți, la Luca 4, 38 cu 42, se zice așa că Mântuitorul a venit în casa lui Petru, iar soacra sa zăcea în pat lovită de friguri. Mântuitorul a vindecat-o, iar soacra lui Petru s-a ridicat și a început să servească la masă. A început să servească la masă, dar pun pariu că bombănea, no, că Mântuitorul m-a vindecat de friguri. Dar nu putea să-mi vindece și bătăturile. Despre varice nu mai vorbesc. Mă făcea tânără de la A la Z. Asta e. Soacrele voastre cu ce se tratează? Cu ce își tratează nu neapărat vârsta, ci nervii? Aștept răspunsurile voastre în comentarii. Și tot în comentarii aștept să-mi spuneți cum merge campania. Iată că au trecut câteva zile bune. Apar pe la voi pe stradă candidați? Îi huiduie cineva? Cum s-a întâmplat în Cluj-Napoca, domnule, zilele trecute a mers și useristul cu colegii lui de listă să-și facă într-un cartier campanie. Și imediat cei care îl simpatizează pe Buc i-au huiduit, i-au... Domnule, în Cluj-Napoca, unde știi că domnul primar Boc o să mai ia încă câte mandate vrea el, mai are rost să fie atâta ură și dezbinare? Dar de-aia e campanie. Observați, în agricultură când zici campanie, zici strânsul recoltei, da? Campanie la cules, nu știu ce, campanie de secerat grâu. Ei, când e campania asta referitoare la politică, parcă adunăm neghină, parcă adunăm buruieni, parcă adunăm zâmbete aici pe canal.
Mulțumesc de urmărire și mâine de la ora 10 ne întâlnim tot aici. Nicu Bendea vă salută și vă dorește tot ce vă doriți și voi.